camere video a unităților școlare sau fază umană, adică vă duceți până aproape de 50% cu indulgență. Aici nu este vina inspectoratului, trebuie să vorbim și cu primarii, cu primările, dar presupune o mai bună, adică nu o mai bună, că avem o colaborare foarte bună cu inspectoratul, dar o să trebuiască să facem un lobby pe lângă domnul primar să ne ajute cu finanțare pentru instalarea de camere de supraveghere. Totuși un procent cam mare de unități școlare există de supraveghere. Știți chestiunea asta? Da, la inspecțiile tematice care au organizat și acest aspect, multe din unitățile școlare au specificat faptul că nu sunt dotate. Nici pază umană. Da. Nici pază umană, nici cu ajutorul tehnicii. Mai este o chestiune, am discutat deja cu domnul inspector general, să strângem toate raportările din partea acelor comisii, mă rog, este comisii care face rapoarte privind cele întâmplate în școli, să le vedem un pic și o să facem un centralizator de acolo. Dar asta o vor rezolva, am discutat deja cu domnul inspector general. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului director, doamnei director de la Agenția Județeană pentru Păși și Inspecție Socială, Leam, sau nu ar vrea să-i rog? Mulțumesc, domnule prefecte. Tema pe care am pregătit-o astăzi la ședința Colegiului Prefectural, modul de îndeplinire a atribuțiilor Agenției Județene pentru Păși și Inspecție Socială, Leam, în ceea ce privește plata prestațiilor sociale la nivelul județului Leam. Agenția Județeană pentru Păși și Inspecție Socială, Leam, funcționează ca un concentrată în subordinea Agenției Naționale pentru Plăci Inspecție Sociale și aplică politice și strategiile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, având ca scop administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a tuturor beneficiilor de asistență socială, dar și a altor programe care vizează segmentul serviciilor sociale susținute de la bugetul de stat. Agenția Județeană aplică politicile și strategiile din domeniul Sistemului Național de Asistență Socială, elaborate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Funcționează în baza Ordonanței de Urgență 113 din 2011, privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăci și Inspecție Sociale, cu modificările ulterioare. Principala misiune a instituției este de a asigura administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a tuturor beneficiilor de asistență socială la nivelul județului Neam, susținute de la bugetul de stat, dar și realizarea de activități de control, evaluare și monitorizare a serviciilor sociale care desfășoară activitatea pe raza județului Neam. Voi încerca să mai sintetizez din material. Mă voi referi la perioada ianuarie-iunie 2024, așadar Agenția Județeană pentru Plăți efectuează plata diverselor tipuri de prestații sociale. Vă informez că la 30.06 aveam în plată 43 de tipuri de prestații sociale, pentru care s-au achitat 348.891.500 de lei. Aceste prestații sociale fiind reglementate legislativ prin peste 100 de acte normative. Lunar, creditele bugetare alocate pentru plata prestațiilor sociale la nivelul județului Neam sunt în medie de 61.500.000 lei, doar la nivelul județului Neam. Pe o ierarhizare la nivel național, județul Neam se află pe locul 19 în ceea ce privește numărul de beneficiari ai diverse grupuri de prestații sociale. Ministerul Muncii alocă aceste fonduri eșalonat, astfel că începând cu data de 8 ale lunii și până la finalul lunii, Agenția Județeană efectuează plățile către beneficiari în conturi sau prin mandat, respectându-se un calendar de plată național. Fac mențiunea că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu am avut absolut niciun fel de întârziere din plata prestațiilor sociale, niciun fel de sincope în tot lanțul de plată al prestațiilor sociale. Cele mai importante categorii de prestații sociale, funcție de numărul de beneficiari, alocația de stat se acordă un număr de 86.360 de copii, pentru care s-a achitat în ianuarie, perioada ianuarie-iunie, 173.826.000 lei. Alocația de stat astăzi este în cuantum de 292 de lei sau 719 lei pentru copiii încadrați.
beneficii ajutorul social anterior, bine cunoscut, și alocația de susținere a familiei se acordă familiilor sau persoanelor cu venituri reduse și are două componente. Ajutorul pentru incluziune, 6.733 de persoane sau familii de la nivelul județului Neamț beneficiază de acest ajutor. Și a doua componentă, ajutorul pentru familia cu copii, se acordă persoanelor sau familiilor cu venituri reduse și care au copii care frecventează cursuri de școlare. Avem în plată 3.666 de familii. O altă prestație importantă este indemnizația de creștere a copilului. Avem în plată 3027 de familii, pentru care s-au acordat 51.980.000 lei. Stimulentul de inserție, care se acordă celor care reîncep activitatea înainte de împlinirea vârstei de 6 luni sau 2 ani al copilului, avem în plată 1604 familii. Alocația de plasament se acordă unui număr de 863 de persoane sau familii din județul Neamț. Au fost alocați 6.720.000 lei. Alocația de plasament a fost majorată la 1.622 de lei pe lună pentru copilul încadrat în grad de handicap, pentru copil neîncadrat în grad de handicap, 1.081 de lei alocația de plasament. Indemnizația de sprijin pentru plasament se acordă unui număr de 304 persoane, fiind alocate credite în valoare de 929.406 lei. Indemnizația pentru tinerii care ies din sistemul de protecție, 179 de persoane beneficiază de această indemnizație, 2.422.000 lei. Mai sunt o serie de indemnizații lunare de hrană pentru cei afectați de TBC sau HIV și trecem peste aceste detalii. M-aș referi la indemnizația persoanelor cu handicap. Indemnizația persoanelor cu handicap, copii și adulți se achită de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț. Încadrarea în grad însă nu se realizează de către Agenția Județeană, ci de Comisia de Încadrare în grad de handicap, în supunerea Consiliului Județean. Sunt indemnizații acordate funcție de tipul gradul de handicap, grav accentuat sau mediu. Și avem în plată 2.240 de copii care beneficiază de indemnizație handicap și 16.810 adulți care beneficiază de această indemnizație. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o prestație care se acordă unui număr consistent de titulari de contract pentru cele patru tipuri de sisteme, electric, gaze, lemne și termic. Am avut în plată peste 73.000 de persoane sau familii la nivelul județului Neamț în perioada sezonului rece, noiembrie 2023, martie 2024. Și am mai numeroase categorii. O avem la ajutorul pentru încălzirea cu lemne, 39.900 titulari, urmat de ajutorul pentru încălzire electric. În decursul ultimului ani, nu am, vă spuneam că nu am înregistrat întârzieri la plată. Aș reveni însă la numărul mare de beneficiari care beneficiază de diverse de prestații, locații, indemnizații de la Agenția pentru Plăți. Peste 40% din populația județului beneficiază de una sau mai multe tipuri de prestații sociale, având în vedere la ultimul recensământ. Punerea în aplicare a legii 196, cea care face vorbire la venitul minim de incluziune, a putut să întâmpinăm anumite dificultăți în colaborarea cu UAT-urile. Dacă până în ianuarie 2024 UAT-urile transmiteau până în 5 ale lunii dosarele stabilirea dreptului ca de sarcina UAT-ului, dosarele ajungând la Agenția pentru Plăți pentru implementarea în sistemul național până în 5 ale lunii următoare, de la 1 ianuarie 2024,